Eminescu. Poetul nepereche, luceafărul poeziei românești, ori poetul adevărurilor eterne. Multă cerneală au înghițit de-a lungul timpului, în zeci de mii de pagini, viața, opera și numele lui Eminescu. Însă partea pragmatică a industriei, ori cultului care îmbracă memoria celui mai bine vândut autor român din toate timpurile, rare ori este adusă în discuție pentru că ține, firește, de bani. De foarte mulți bani. Cei peste 130.000 de euro încasați în fiecare an în urma vânzării a 60.000 de volume de Mihai Eminescu par să pălească în fața unei alte cifre, de-a dreptul fabuloasă, legată tot de moștenirea lăsată de poet. În octombrie 1892, la scurt timp după moartea lui Eminescu, Titu Maiorescu și alți câțiva apropiați, printre care Ion Luca Caragiale, au cumpărat de la statul român, cu banii rămași de la mormântare, un titlu de rentă română perpetuă. Cu alte cuvinte, un cont, ca în zilele noastre, menit să-și mărească valoarea constant, astfel încât în fiecare an, doar din dobândă, să se poată suporta cheltuielile de întreținere a mormântului de la Belu și organizarea de omagii pe 15 ianuarie. A rămas o sumă de 1000 de lei aur, care a constituit obiectul sau subiectul acestui cont, acestui titlu de rentă română perpetuă 5%, care, conform legislației naționale și internaționale, intră în categoria titlurilor de valoare cu termen de scadență sine die. Adică el continuă să-și producă efectele veșnic. Existența acestui cont este ascunsă adânc în depozitele uitate de timp ale arhivelor naționale. Dosarul 715, în care sunt păstrate în original documente care țin de viața poetului, cuprinde, între altele, și câteva acte cu referire explicită la fondul Eminescu. Avem trei documente. Două sunt consemnate în caietele Eminescu, respectiv ciorna de constituire a Comitetului Eminescu, datată 13 noiembrie 1892, avem procesul verbal de constituire a fondului Eminescu din 16 noiembrie 1892 și avem aici al treilea document care nu este consemnat documentar. Înștiințarea primarului către Titu Maiorescu că acest fond, acest cont s-a constituit, îi se dă și numărul de înregistrare 112 cu cuponul de octombrie 1892. Oricine cântărește din privirea acestei documente este îndreptățit să se întrebe unde sunt banii. Atâta timp cât nicio autoritate a statului român nu a intervenit asupra întreruperii funcționării acestui cont, el a continuat să se capitalizeze. Banii există. Existența lor este atestată de orice legislație economică de oriunde din lume. După 1895, urma acestui cont s-a pierdut. S-a înființat, bănuiesc, acel cont pentru că ei nu scontau pe gloria care urma pentru Eminescu. Ei credeau că e un mare poet, un geniu, dar nu știau cum va fi el prețuit. Trebuie să ținem cont, în secolul XVIII, masa monetară era complet acoperită de o cantitate de aur. Ceea ce înseamnă un lucru foarte simplu. 1000 de lei în acea perioadă erau echivalentul a 300 de grame de aur. Un lingou mic. Paradoxal, enigma fondului Eminescu se adâncește chiar și în condițiile în care banii ar trebui să fie ușor de localizat. Există o listă, un nomenclator cu toate decretele și legile care s-au abrogat. Nu figurează pe această listă. Așa cum nu figurează nici în ordonanțele, legile sau decretele care s-au dat de la 1894 până în 1947, de exemplu. Teoretic, la Primăria București ar trebui să existe actul de înființare a fondului Eminescu. Fără acest document, din punct de vedere legal, nu poate fi începută nicio acțiune, fie ea oricât de minuțioasă, de localizarea banilor.
dar, cum cel mai vechi document aflat în arhivele Primăriei Generale a Municipiului București apare la 18 ani de la ultima referire la bani, acest lucru ar cădea mai cu seamă în sarcina unui clar văzător. Atâta vreme cât documentul care atestă drepturile pecuniare nu l-am găsit, nu putem să pornim pe o cale procedurală. Cu alte cuvinte, în lipsa acestui document, suntem în imposibilitatea de a demara o acțiune care să repună în drepturi această situație, hai să-i spunem, mai puțin obișnuită. Destinația acestui cont nu poate fi schimbată. După părerea mea, acest cont ar trebui să fie preluat de o autoritate a statului, cu susținerea tuturor fundațiilor, asociațiilor Eminescu. Ar exista teoretic un potențial de susținere, chiar juridic, cineva să înainteze o acțiune în instanță pentru recuperarea acestui cont. Totuși, ar mai exista o variantă. E însă greu de crezut că va deveni realitate, plecând de la simplul fapt că, în ultimii ani, autoritățile nu au fost receptive la astfel de probleme nepereche. Toate documentele pe care le-ați filmat și care dovedesc existența reală, existența fondului ca atare, nu ar mai trebui să fie completate de actul în sine, acel act inițial pe care nu-l găsim. Dacă autoritățile vor recunoaște existența acestui document și valabilitatea sa din punct de vedere juridic, aici cred că este vorba de Primăria Capitalei, respectiv Ministerul de Finanțe sau Trezoreria României, atunci lucrurile pot căpăta o turnură favorabilă. În acest moment, nimeni nu poate spune dacă banii s-au dus pe apa Sâmbetei, a idoma celei care curge la izvorul Eminescu din parcul Cismigiu, ori dacă există undeva și adună în continuare dobândă. În calcularea valorii actuale a 1000 de lei depuși în secolul XVIII, trebuie să ținem cont de faptul că rata inflației cu care ar trebui să actualizăm acea sumă câteodată a fost foarte mare. La fel cum foarte mari, mult mai mari de 5%, au fost și dobânzile la depozite. Practic, dacă socotim această posibilitate și aducem în prezent valoarea celor 1000 de lei depuși de Titu Maiorescu în acel cont, am putea lejer estima, fără să ne înșelăm, că valoarea actuală poate depăși chiar 1 milion de lei noi. Spre Uniunea Scriitorilor din România, doar umeri ridicați. Asociația, care a ajuns să numere peste 2400 de membri, ar trebui să se ocupe de comemorările ori omagiile scriitorilor trecuți în neființă. Și aici însă, fondul Eminescu pare o necunoscută. Eu n-am mai auzit de cazuri din astea, pentru că, într-un fel, acum Uniunea Scriitorilor îndeplinește și funcția asta de păstrare a memoriei scriitorilor. Mă rog, acum sunt mult mai mulți scriitori, nu sunt toți sau niciunul, nu e Eminescu, toți la un loc poate sunt Eminescu, dacă sunt. Deci, asta mi se pare un lucru ciudat, nu mai e mentalitatea epocii. Eminescu n-ar trebui să mai stea cu mâna întinsă la sponsor de ziua lui, mă exprim metaforic, bineînțeles, pentru comemorare sau pentru aniversare. Există contul Eminescu care ar putea fi folosit în sensul ăsta. Mă gândeam că putea ajuta la editarea în condiții foarte bune a operei lui, dar nici de asta n-a prea fost nevoie, deoarece au fost destule ediții bune și serioase după moartea lui, după 1900 mai ales, în anii 20-30, când trecuse și războiul, care n-au făcut apel la niciun ajutor al vreunui cont depus cândva de cineva. Există și voci care spun că fondul destinat comemorării lui Eminescu ar putea depăși 2 milioane de euro.
Asta dacă ar fi să adunăm dobânda strânsă în cei peste 120 de ani, dar și valoarea de azi a celor 300 de grame de aur. Însă nimeni nu poate ști dacă el a fost abandonat prin uitare, ori banii s-au transformat în hârtii cu Eminescu și au ajuns în alte buzunare.